Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a știrilor STV. Urmărim principalele titluri ale acestei săptămâni. Ziua națională a României a adus mai mulți cetățeni ca oricând la depunerea coroanelor în fața monumentului dedicat Eroilor Unirii. Punem preț pe economie. Primăria a organizat o serată deosebită pentru toți oamenii de afaceri autohtoni. Designul, o artă practică. Studenții Facultății de Design din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad și-au expus lucrările la castel. Patronul orașului Sânt Nicolae Mare a fost prăznuit săptămâna aceasta. Sfântul Ierarh Nicolae a dus la biserică în Oriași. Spectacol handbalistic la Sânt Nicolae. Poli Timișoara a jucat cu echipa Proletăr Zrenjanin din Serbia. Ziua națională a adunat săptămâna trecută un număr impresionant de participanți în fața monumentului dedicat Eroilor Unirii. Dacă în anii precedenți numărul de coroane și de instituții participante a fost modest, anul acesta numai puțin de 40 de coroane s-au depus în semn de recunoștință pentru cei căzuți pe front în 1918. Ziua națională a României a fost sărbată cum se cuvine săptămâna trecută la Sânt Nicolae. Toate asociațiile din oraș, instituțiile publice și autoritățile locale s-au adunat la monumentul închinat eroilor din 1918. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la sărbătoarea de 1 decembrie la Sânt Nicolae. Cred că a fost cea mai frumoasă sărbătoare din ultimii ani, cu număr record de participanți cu la depunere de coroane, dar și cetățeni din oraș. Cu această ocazie aș vrea să-i felicit pe toți încă o dată, dar și toți cetățenii din Sânt Nicolae, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, să urez la mulți ani tuturor, la mulți ani celor din Sânt Nicolae, la mulți ani celor din județul Timiș, la mulți ani România. La mulți ani tuturor românilor, mă bucur din nou că sunt în Sânt Nicolae de 1 decembrie, o fac de vreo 3 ani încoace și sunt foarte bucuros că în fiecare an, la depunerea de coroane, e tot mai multă lume. Este o zi deosebită pentru toți românii și pentru că se apropie și sărbătorile de iarnă, aș vrea să urez tuturor locuitorilor din Sânt Nicolae Mare sărbători fericite, la mulți ani și multă sănătate. Doresc și eu să urez tuturor sămicloșenilor și de asemenea tuturor românilor la mulți ani, multă sănătate și împlinerea dorinței. Cu ocazia Zilei Naționale urez tuturor românilor un călduros la mulți ani. Dar nu numai românilor, trăim în România, indiferent de naționalitate, indiferent de religie. Eu sunt sârboaică, trăiesc în România și tuturor le doresc un sincer la mulți ani. Mulți ani la toți românii din oraș și din țară, multă sănătate și în pragul sărbătorilor de iarnă, sărbători fericite. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Poliția de Frontieră urează multă sănătate, fericire și la mulți ani tuturor cetățenilor din orașul Sânt Nicolae Mare. Având în vedere faptul că, într-adevăr, sărbătorim Ziua României, eu urez tuturor românilor și locuitorilor Sânt Nicolae Mare un an mai bun, mai voios și tradițional la mulți ani. Evenimentul a debutat cu o scurtă cuvântare a primarului, iar apoi s-a trecut la slujba religioasă. Următorul pas a fost depunerea coroanelor. Toți reprezentanții au pășit pe muzica fanfarei înspre monument, aducând omagiu eroilor Marii Uniri. Oamenii de afaceri au fost chemați de primărie la a doua întâlnire cu autoritățile. S-a dorit să se facă o tradiție din această întâlnire în semn de recunoștință pentru cei care se ocupă de partea economică, un punct forte al orașului. Economia joacă un rol important în orașul nostru. De aceea, autoritățile locale dedică o serată plăcută celor care sprijină acest sector în fiecare an. Tot în ziua de 1 decembrie, administratorii și patronii afaceriști din oraș au fost invitați de primărie în sala festiva Castelului Naco la o discuție. Într-o atmosferă plăcută cu multă muzică bună, s-au reunit pentru a doua oară reprezentanții instituțiilor pentru a discuta despre afaceri. Cum a fost și anul precedent, cum se prognozează următorul și eventuale posibilități de asociere. Ne aflăm la ediția a doua întâlnirii oamenilor de afaceri în Sânt Nicolae Mare. A avut loc la castel în seara zilei de 1 decembrie. Am avut o parte festivă, am sărbătorit împreună cu oamenii de afaceri această zi de sărbătoare și, bineînțeles, după aceea am avut discuții individuale pe grupuri cu fiecare dintre ei. În afară de faptul că oamenii de afaceri din Sânt Nicolae creează locuri de muncă, sunt și o componentă deosebit de importantă și cu o pondere foarte mare în ceea ce înseamnă impozitele și taxele din bugetul local, bani cu care de altfel încercăm să schimbăm, așa cum am spus noi, fața Sânt Nicolae, încercăm să dezvoltăm Sânt Nicolae și încercăm să ducem Sânt Nicolae pe primul loc, așa cum este deviza noastră.
Autoritățile doresc ca ziua de 1 decembrie să fie mereu acompaniată de astfel de evenimente. Designul, artă care devine realitate. În cadrul întâlnirii oamenilor de afaceri, studenții Facultății de Design de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și-au expus lucrările de diplomă. Începând cu design vestimentar de produs ambiental, studenții au expus adevărate opere de artă. Nu a fost o coincidență faptul că, în seara întâlnirii oamenilor de afaceri, în cadrul castelului a avut loc și expoziția celor de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, mai exact a Facultății de Design. Facultatea noastră este o facultate tânără, de 4 ani în cadrul Universității Aurel Vlaicu. Există Facultatea de Design. Este singura facultate de stat, Facultate de Design, unde copiii pot să găsească specializări cum sunt designul vestimentar, toată lumea îl știe, designul de produs și designul ambiental. O acțiune inițiată de referentul Cristina Lihat, care de asemenea studiază în cadrul acestei facultăți. Designul, din punctul meu de vedere, împletește arta cu tehnicul și cu utilul totodată. Noi creăm, iar omul de afaceri poate să-și aleagă, dar totodată poate să ne spună ce-și dorește, iar noi putem să-i prezentăm diferite stiluri sau diferite modele ale unui obiect care el și-l dorește. Expoziția a fost puțin altfel decât cele de artă clasică. Invitații Universității Arădene au pus la vedere proiecte de design, unele chiar lucrări de diplomă. Începând cu design vestimentar, continuând cu cel ambiental și de produs, vizitatorii au avut ce admira. Studenții s-au întrecut în măiestrie la proiectarea și desenarea unor lucruri utile în viața de zi cu zi. Ceea ce prezentăm noi aici sunt lucrările studenților realizate în anul 1, anul 2 și anul 3, iar aici în sală sunt lucrările de diplomă, temele de alese de fiecare în funcție de opțiunile fiecăruia dintre ei. Designul este o meserie de viitor, cel puțin așa susțin cadrele didactice și studenții acestei facultăți. În mod evident, talentul și creativitatea trebuie să fie elemente de bază, plus puțin spirit practic. Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, cum îl cunosc copiii, a fost prăznuit săptămâna aceasta. La biserică au venit tânăreașii și să se roage, iar profesorii de religie au adus elevii să participe. Anul acesta, la biserică, Moș Nicolae a venit și cu daruri pentru copiii care au fost cu minți. Săptămâna aceasta sunt miclăușenii au prăznuit poate cea mai importantă sărbătoare religioasă a orașului. Pe 6 decembrie, biserica a îmbrăcat straie de sărbătoare. Sfântul Ierarh Nicolae a adus mulți enoriași la slujbă. Sfântul Ierarh Nicolae, în toată viața lui, a încercat să săvârșească minuni și fapte bune, minuni care s-au scris cu litere de aur în cărțile sfinților și părinților bisericești, pentru ca noi astăzi să credem și să cercetăm ceea ce Dumnezeu a ascultat rugăciunile acestui sfânt, le-a pus sub obroc, pentru ca la atâția și atâția ani, la 1600 de ani, mai bine de 1600 de ani, noi să fim prezenți astăzi aici, în viață, și să înțelegem că, într-adevăr, ceea ce Sfântul Ierarh Nicolae a făcut-o, atunci a făcut-o pentru ca Dumnezeu i-a împlinit toate cererile, neputințele și toate rugăciunile cerute Tatălui Ceresc. Bucuria este mare pentru faptul că toți cei care poartă numele acestui Sfânt Ierarh, toți cei care locuiesc pe cuprinsul orașului nostru și a tuturor privitorilor, Dumnezeu să le dea sănătate, să le dea înțelepciune, iar numele acesta de Nicolae să-l poarte cu multă demnitate, pentru că este un sfânt ocrotitor al copiilor, al tinerilor și a tuturor celor care își pun nădejdea și se închină Sfântului Nicolae. Dumnezeu să-i ajute! Fiind o sărbătoare deosebită, profesorii de religie și-au adus elevii la liturghie. Sărbătoarea Sfântului Nicolae este o sărbătoare așteptată de către copilașii noștri. Și-au dorit foarte mult să participe la biserică și chiar mi-au spus: Doamna, nu mergem la biserică? M-au întrebat și am spus: Bă, da, copilașii mei, mergem la biserică pentru că Sfântul Nicolae ne așteaptă. El este omul milei, este omul faptelor bune și de la el vom putea învăța și noi în viitor să fim mai buni, mai darnici, așa cum ne dorim fiecare. Anul trecut, biserica a primit și părticele din moaștele sfinte, iar în acest an, duhovnicii, împreună cu credincioșii, au făcut ocolul bisericii cu acestea. Profesorii au pus la cale un plan prin care moșul să îi ajute pe cei în nevoie acum, în prag de sărbători. Urmează știrile din sport.
Meci deosebit jucat vineri la sala de sport Ioan Morar. Politehnica Timișoara și Proleter Zrenjanin au jucat un amical măsurându-și forțele. Sala de sport a găzduit mulți suporteri dornici să vadă echipele. Câștigătorii au fost sârbii reușind să învingă echipa de pe Bega la un gol. Echipele mari joacă la Sân Nicolau. Vineri seară, sala de sport Ioan Morar a primit în gazdă două echipe puternice, Politehnica Timișoara și Proleter Zrenjanin. Tribunele s-au umplut rapid cu iubitorii acestui sport. Ceea ce a urmat să vadă a fost un veritabil spectacol handbalistic. Am încercat să facem un spectacol, să atragem lumea la sală. Știu că este o echipă de Liga 2 aici și este un fel de satelit al nostru. Ultimele 2-3 minute nu le-am gestionat cum trebuie și am dat posibilitatea echipei din Zrenjanin să ne egaleze și să câștige jocul pe ultima secundă. Echipa de alb-violeț a început în forță. Prima repriză a fost dominată de echipa de pe Bega, iar fluierul de pauză i-a găsit cu două goluri în fața sârbilor. Repriza a doua, în schimb, a fost o reală răsturnare de situație. Echipa din Zrenjanin a contracarat eficient elanul românilor și a reușit să egaleze. Ultimele două minute ale meciului au fost deosebit de tensionate. Cu un gol în plus pentru Poli pe tabelă, Proleter s-a mobilizat puternic și a înscris două goluri într-un minut. Fluierul de final a decis victoria pentru sârbi la doar un punct distanță de alb-violeț. Urmează informațiile despre vreme. Oficial a venit iarna, ninsorile își vor face simțită prezența în această săptămână, iar temperaturile vor fi predominant negative pe tot parcursul acesteia. Termometrele nu vor depăși maxima de 0 grade Celsius. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Ziua Națională a României a adus mai mulți cetățeni ca oricând la depunerea coroanelor în fața monumentului dedicat Eroilor Unirii. Punem preț pe economie. Primăria a organizat o serată deosebită pentru toți oamenii de afaceri autohtoni. Designul, o artă practică. Studenții Facultății de Design din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad și-au expus lucrările la castel. Patronul orașului Sân Nicolae Mare a fost prăznuit săptămâna aceasta. Sfântul Ierarh Nicolae a dus la biserică enoriașii. Spectacol handbalistic la Sân Nicolae, Poli Timișoara a jucat cu echipa Proleter Zrenjanin din Serbia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți alături de noi pentru că urmează emisiunea Oamenii Locului. Să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!